Raluca Sandu și Tod Medina petrec sărbătorile pascale în familie în România. Fosta tenismană spune că a ținut doar câteva zile post, pentru că nu a putut rezista fără ciocolată cu lapte. Raluca spune că de Paște bunătățile preparate de bunica sa sunt preferatele sale și pentru că tatăl său o ajută pe bunica, Mircea Sandu nu abuzează de bucatele de Paște. E la o dietă de câteva luni de zile. Se duce la sală, arată într-un mare fel, deci nu l-am mai văzut arătând așa de foarte mult timp. Încerc să urmez toate tradițiile. Bine, învierea fără doar și poate, masa în familie și așa mai departe. Luptătorul MMA, Tod Medina, cel care a organizat și câștigat noaptea gladiatorilor, nu a mai mâncat până acum drob și pască. I think if a Romanian came to the States for Easter, they would be bored. Yeah. It's not. I think so too. It's maybe for a half a day. They celebrate Easter. You go for dinner at your parents' house. That's it. De Paște, Raluca Sandu și Tod Medina au fost iepurași pentru copiii de la Centrul de Plasament Sfinții Petru și Pavel din București. Micuții au cântat Hai România și s-au minunat de numeroasele tatuaje ale luptătorului. Nu-mi place.